Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin este în curs de reabilitare și modernizare. Proiectul, demarat în toamna anului trecut, are un mare succes datorită implicării active a autorităților locale, dar mai ales a președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu. Ieri, în cadrul unei ședințe, au fost identificate problemele care apar și au fost găsite soluții cât mai urgent pentru a eficientiza timpul alocat lucrărilor. În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru spitalele din județul nostru. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, acordă o atenție deosebită domeniului sănătății. Se desfășoară lucrări de reabilitare, dotare și modernizare în cadrul tuturor spitalelor de pe raza județului, astfel încât mehedințenii să aibă parte de servicii rapide și de calitate superioară. Consiliul Județean Mehedinți derulează investiții în valoare de 200 milioane de lei, fonduri europene și din bugetul județului, la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, Unitatea Centrală, UPU și Ambulatoriu, secțiile TBC și Psihiatrie și secția externă de la Vânjumare. Pentru ca proiectele de modernizare și extindere a secțiilor TBC și boli infecțioase să se finalizeze până la sfârșitul anului, ieri în cadrul unei ședințe au fost identificate problemele care apar și au fost găsite soluții cât mai urgent pentru a eficientiza timpul alocat lucrărilor. Prin acest proiect, viitorilor pacienți li se vor pune la dispoziție 16 saloane prevăzute cu grup sanitar individual. Personalul medical va avea toate condițiile necesare desfășurării activității medicale, iar pentru depozitarea materialelor medicamentoase și a deșeurilor vor fi construite două corpuri noi de clădire. Criza sanitară creată de coronavirus a arătat necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune. Șeful Consiliului Județean Mehedinți a reușit să atragă 10 de proiecte și sute de milioane de euro pentru modernizarea a două puncte cheie în viețile oamenilor, infrastructura rutieră și cea de sănătate. Aceste investiții continuă, județul Mehedinți fiind un șantier în lucru.